Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție live podcast evenimentul zilei Hai România. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect care a aprins nu doar scena politică, ci toată opinia publică de vreo lună și ceva încoace. Problematica Băstroie. Ați văzut, partidele au încercat să tragă cât mai mult povestea asta pe partea lor, au jonglat-o electoral. De partea cealaltă, jumătate din presă, partea ideii de propagandă oficială, ați lăsat subiectul din mână că orice spuneți, serviți propaganda rusă. Cealaltă parte s-a dus pe teoria ale conspirației și tot felul de scenarii care, dintre care mai fanteziste. Foarte puțină lume a abordat subiectul rațional, tehnic, din perspectiva mediului, așa cum ar fi trebuit făcut din punctul meu de vedere. Deși e foarte greu când e o chestiune de interes național să decuplezi emoția de rațiune. Na, e complicat în România, o țară și un popor într-atât de pătimașe. Dar una dintre abordările raționale în chestiunea asta a venit dinspre fostul comisar șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, astăzi invitatul meu în platou. Vă mulțumesc, domnule Berceanu, pentru prezență. Plăcere. Ca să definitivăm cadrul discuției încă de la început, astăzi România ar fi trebuit să primească acest acord. El a fost primit verbal, dar trebuia să vină și scris dinspre partea ucraineană. Bă, băieți, hai cu navele pe care le-ați antamat să începem măsurătorile pe canalul Băstroie, să vedeți ce am lucrat, cum am lucrat. Până la această oră acest acord nu a venit. Nu avem nicio explicație oficială, nu avem nicio poziție oficială. Când a fost setat acest termen de 15 martie, undeva acum două săptămâni jumate, ni s-a spus că e o chestiune destul de complicată, țara aflată în război, trebuie să vină și armata, să ghideze, să... Ne-au lăsat în ceață. Asta nu face nimic altceva decât să alimenteze teoriile de care vorbeam, scenarita cronică de care suferim și așa mai departe. Dar ăsta e contextul. Cum vede fostul șef al Gărzii de Mediu problematica Băstroie? Da. Sunt foarte curios. Sau activistul Berceanu, sau consilierul pe probleme de mediu Berceanu? Sau omul. Sau cetățeanul Berceanu. Cetățeanul. Da. Berceanu. Noi cumva trebuie să, așa tot ca și context, ca trebuie să ne uităm în urmă un pic, pentru că am avut câteva inițiative ale celor din Ucraina legate de acest canal în trecut. Pentru că dacă ne uităm pe imagine satelitare care sunt accesibile oricăruia dintre noi, da, și un copil de 12 ani poate să vadă că începând cu anii 2000, respectiv în mod special anul 2014, am avut la gura de vărsare a canalului cantități foarte, foarte mari de aluviuni. Nefirești. Nefirești și... Nenaturale. Da. Că ne uităm și la gurile de vărsare ale celorlalte brațe și nu vedem acumulările astea, ne uităm pe urmă istoric pe imagini. Google Earth Pro ne permite să vedem cu până în 1984 imagini satelitare și vedem că 20 de ani nu s-a întâmplat nimic. Deodată avem o insulă care se transformă în peninsulă cu niște cantități care nu aveau cum să ajungă pe Dunăre în mod natural. Ele sunt dezvoltări în urma unor activități antropice, respectiv dragare, adâncire de canal. Și lucrurile astea cu siguranță l-au văzut autoritățile, pentru că primesc imagini satelitare la nivel național și la ce ține de proximitatea României. Și dezvoltarea asta de la insulă în peninsulă și la un nou teritoriu mărginaș gurii de vărsare trebuie să ridice niște semne de întrebare și să nu fim reactivi, ci proactivi. Mm-hmm. Deci demersul ăsta trebuia să fie întâmplat cel puțin acum 3, 4, 5 ani de zile. Deja lucrările, în opinia mea, sunt făcute. Mai sunt și alte. Stați puțin, ce lucrări, domnule? De adâncire. Pe ce tronson? Pe Băstroie? Pe Băstroie, da. Adică, mai concret, faptul că ministrul dezvoltării din Ucraina anunța faptul că au ajuns de la 3,9 la 6,5 sau chiar mai departe la 8,4 sau chiar, dumneavoastră spuneți că e un fapt, deja e indubitabil. Eu așa cred, văzând imagine satelitare cu acele depozite enorme, imense de aluviuni de la gura canalului. Și foarte important de spus este că România a eșuat din 2014 până la momentul declanșării acestui conflict să-și apere interesul național. Da. Să monitorizeze situația pe canal, să monitorizeze impactul pe mediu, etc. Tot ce ar fi trebuit să facă de când a început acest diferend între aceste două țări. România și Europa, pentru că vorbim despre
o rezervație la nivel mondial. E un sit care are anumite condiții pentru că este un patrimoniu mondial. Da. Deci Europa era implicată direct. Iar organizațiile care protejează Dunărea și Delta sunt la nivel european, cel puțin. Dar dumneavoastră spuneți că ați monitorizat imaginile satelitare. Da. Cât v-a luat să analizați aceste imagini? Un sfert de oră. Deci statul român... Ca să tragi și concluzii, un sfert de oră. Da, uite, asta e o idee foarte... Eu m-am uitat și eu pe harta aia în lung și în lat, m-am uitat... asta din... N-am văzut, nu m-am gândit să mă consult imaginile satelitare, să văd cum s-a modificat forma de relief. Că, într-adevăr, acolo se modifică adâncimile, culori de apă, îți dai seama. Da. O să fac și eu asta. Deci, într-un sfert de oră, dumneavoastră spuneți că ați sesizat toate aceste lucruri. Da. În termeni tehnici, despre ce cantități de aluvium vorbim? Adică, ca să înțeleagă lumea, care este amploarea lucrărilor? Păi, vorbim de niște hectare vizibile, vizibile la nivelul, la suprafața mării, hectare care se întind ca un con, care au o bază foarte mare și aceste hectare mai sunt și măturate de apă. Exact fenomenul pe care l-am văzut la Constanța, unde nisipul adus este tras înapoi spre mare. Asta se întâmplă și acolo. Niște volume foarte mari care puteau să provină doar din adâncirea sau lărgirea acestui canal, dintr-o intervenție majoră. Dar dumneavoastră spuneți că s-a adâncit sau s-au și lărgit, s-a săpat la maluri? Eu merg pe adâncire, pentru că aluviunile astea cred că vin din adâncire. Și mai sunt câteva lucruri, câteva aspecte. Zona de nord a canalului este brăzdată aproape ca o grilă de incendii. Incendiile alea nu sunt incendii puse de 2-3 țărani din zonă, ci suprafețe mari de 10 de hectare sunt incendiate sistematic. Ca să faci această incendiere, asta a însemnat că a căzut nivelul apei, pentru că n-ai cum să obții suprafețe de uscat atât de mari. Și s-au format grinduri, celebrele grinduri pe care grinduri care înseamnă niște zone de mal înconjurate de apă. De acolo s-a dus și apa. A scăzut nivelul apei ca să poți incendia acele suprafețe foarte, foarte mari. Asta îmi spune că adâncirea acestui canal are niște repercursiuni vis-a-vis de ecosistemul de acolo. Faptul că a fost ars și pârjolit distruge orice ecosistem. Când se întâmplă asta? Fix acum. Dacă ne uităm tot pe harta satelitară, de la NASA... Ia încearcă să intri, Manu, pe satelit, scrie Băstroie și dă-i... Băstroie, NASA, Fires... Și atunci vedem incendiile... Deci cum ar trebui să scrie, colegul? Hai să facem în timp real, că e o emisiune live. Deci Băstroie? Dacă ne ducem foarte ușor pe NASA, satelit și... E de ajuns, că scrie Băstroie, să scrie în Google Băstroie Sata NASA Satellite File. Files, cred că ar trebui să-și genereze imaginea și să o încărcăm în timp real pe proiectoarele aici, pe monitoare. Când avem fenomenul ăsta foarte puternic de incendiere, este în perioada de primăvară, în 2022. Deci cumva în primăvara lui 2022, acel nivel apei era destul de scăzut în urma unor lucrări. Asta îmi spune că în primăvara lui 2022 deja aveam niște lucrări finalizate. Adică acolo. Și aveam și primele efecte sensizabile. Exact. În ecosistem. În ecosistem. Da. Faptul că s-a modificat deja forma de relief acolo. Da. Asta întâmplându-se, asta fiind consecința celor 8 ani de zile în care ei au făcut lucrări acolo și în care noi... Nu am făcut nimic. Nu am făcut nimic, Europa nu a făcut nimic. Da. Am fi putut să știm, întrebarea era cum puteam să monitorizăm situația, sau mai bine întrebat, pentru că ați fost parte din sistem, Garda de Mediu, Poliția de Frontieră, toate astea credeți că știau de realitatea din zonă? Hai să luăm pe fiecare în parte. Vă rog. În zona Delta există o administrație, are BDD-ul. Puteți să-mi dați, vă rog, link-ul, că colegul meu spune că n-a găsit. Mi-l dați în timp real și îl dau eu pe WhatsApp. Există, are BDD-ul, administrația Deltei Dunării, care poate să vadă lucrurile astea. Doi, există Poliția de Frontieră care monitorizează orice tip de navă care intră în zona respectivă, care tranzitează. Ori în momentul în care ți s-a
schimbat tipul de navă, nave mult mai mari, care pot suporta o încărcătură mai mare de 1250 de tone, circulă în zona aia, automat te duci cu gândul că s-au produs niște modificări substanțiale care să poată permite accesul acelor nave în zonă. Noi mai avem și alte instituții ale statului care monitorizează satelitar, beneficiem. Securitatea României se bazează și pe monitorizare satelitară. Acum am văzut drona care a picat în Marea Neagră. Da. Monitorizările satelitare sunt curente, sunt obligatorii. Din acele monitorizări vezi că s-au produs niște modificări. Mm-hmm. Dați-mi, vă rog, dumneavoastră, link-ul când puteți. Așadar, doamne și domnilor, ce spune domnul Berceanu este... Da, cuplat la o realitate cât se poate de obiectivă. Toate lucrurile că astea sunt vizibile de orice. Sunt vizibile cu ochi liber, sunt verificabile. Și problema e că ne-am trezit la 8 ani distanță și ne-am trezit și într-un context nefericit, astfel încât, pe bună dreptate, orice spui poate fi interpretat. Dar mai e o chestiune pe care aș vrea să o clarificăm. Cei care și-au ales imediat echipa ucraineană pe care să o susțină din galerie, domnule Berceanu, spuneau, domnule, până la urmă știți ce? E partea lor de Delta, să facă ce vor. Nu e chiar așa, că ăla e un tot unitar, e o bogăție UNESCO care ar trebui protejată în mod egal. Fie că e la nord partea ucraineană, fie că e partea românească. Astfel de dezechilibre majore se întâmplă în pădurile, în zona deltei amazoniene, în pădurile amazoniene. Astfel de dezechilibre se întâmplă în zonele de conflict frecvent. Mm-hmm. Ori acum un an și jumătate Ucraina nu era în conflict, deci puteam face demersuri oricând. Eu cred că demersurile astea vin într-un anumit context, dacă te uiți cumva din afară. Da. Orice zonă de conflict, la un moment dat, intră într-o reconstrucție a zonei respective. În cazul nostru, estul Ucrainei. Uh-huh. Vor fi foarte mulți bani care vor ajunge pentru reconstrucția Ucrainei și, dacă mă uiți la celelalte conflicte la care România a participat, a avut o bucățică, o felie. Cred că politicienii noștri care au beneficiat în trecut de aceste mici felii de reconstrucție, avem niște doamne de primă clasă care au stat lângă fostul președinte sau o anumită doamnă care a beneficiat în trecut, s-au trezit acum că se împarte de fapt tortul pentru reconstrucția Ucrainei și cumva au venit ca într-o formă de mic șantaj. Au venit cu un nas la masa asta, poate prin ce o felie mai mare. Cred că avem de-a face cu o negociere în background, de fapt. Da. De asta e și subiectul acum. Vă referiți la doamna Ioana Petrescu sau la cine? Nu. Care și-a făcut... Nu. La masa președintelui, da, am înțeles. Băsescu. Da. Credeam că și doamna Petrescu, ați văzut, are o... De asta de mediu obscur, imediat s-a mișcat pe zona asta verde. Da, Fără niciun fel de istoric, fără niciun fel de activitate anterioară. Că tot așa se dau foarte multe fonduri pe zona asta și... Na. Se cuplează, se mufează imediat diverse zone la banii ăștia publici. Căutați, vă rog, link-ul, că e foarte important, că vreau să le arătăm celor de acasă și mai apoi colegii de la site-ul Evenimentul Zilei să preia știrea concretă cu imagini. Dacă puteți să-mi dați link-ul. Da, imediat. Da, să-l pot transmite în regie. Așadar, toată lumea a așteptat, doamne și domnilor, astăzi ca cele trei nave, știți, prezentate aproape propagandistic de Grindeanu, să se ducă pe canal, să măsoare. De cealaltă parte, știți foarte bine, a fost chemat ambasadorul ucrainean de către Maie, i s-a dus în vedere situația. Problema e că astăzi Maie, din nou, nu își face treaba. Pentru că Maie este cea care ar trebui să țină, să se coordoneze cu partea ucraineană și să soluționează odată situația asta. Haideți să veniți să măsurați sau o lăsăm pe altă dată. Noi în momentul de față suntem o țară care așteaptă cu niște instituții în expectativă. Așteptăm să fim lăsați pe tronsonul acesta de Dunăre să vedem ce s-a întâmplat exact. L-ați găsit? Da, acum îl trimit. Dați-mi-l pe WhatsApp că e foarte important să le explicăm live celor care ne urmăresc. Ce mai poate fi făcut? Din păcate, sunt puține lucruri care pot fi făcute în momentul de față.
ca să fim... Ți-am dat, Manu, link-ul, deschide-l, te rog, și vezi... Să fim activi, ar trebui să avem acces în zona respectivă, să comparăm cu datele satelitare și să atragem cumva și Comisia Europeană, cumva instituțiile europene în acest subiect. Pentru că arătăm cu degetul spre Ucraina, dar aceste incendieri și un management impropriu pentru Delta Dunării îl avem chiar în țară, în România, unde zona respectivă e brăzdată de incendii. Zona Deltei Dunării arată ca Sevastopolul, pur și simplu, sau ca altă zonă de conflict. Ia uitați, aici e harta de care vorbea domnul Berceanu. Da. Alea sunt incendii care se întâmplă în momentul în care noi suntem aici. La care vă referiți? La punctele roșii? Da, punctele roșii sunt incendii. Stai, nu te du așa în zoom, că nu mai avem imaginea de ansamblu. Și există un istoric, dacă intrăm pe Google Earth Pro, care ne arată mai în dreapta un pic, exact gura de vărsare și... Dă-l așa, exact. Cumva se vede o dâră de nisip care merge spre mare, destul de pronunțată, este exact canalul Băsturoi acolo. Exact acolo. Acolo. Urmăriți cursorul mouse-ului, n-ai da? N-ai cum să ai deversările acestea de aluviuni în cantități atât de mari, mai mari decât brațele Dunării, mai mult decât deversează brațele Dunării. Adică mai mult decât aduce Dunărea în mod natural, da, spuneți. Da, acolo se varsă... Fâșiile astea cât de lungi sunt? Că bănuiesc că v-ați uitat, ați analizat, adică ele creează aproape o peninsulă acolo, nu? La vărsare deja s-a creat o peninsulă și merg pe mulți kilometri trase de mare spre interiorul Mării Negre. Și vorbim de cantități foarte, foarte mari. Cu imagine satelitare poți, cu algoritmii de citire, poți să măsori. Și noi dacă dăm acum, bun, e foarte complicat să dăm, că sunt randări, nu știu ce, dar asta e imaginea. Noi dacă dăm frame by frame în spate, în istoric, noi vedem cum se construiesc limbile alea de nisip. Adică, practic, cei de acasă, doamne și domnilor, intrați și faceți exercițiul ăsta. Să pe vedeți Google Earth Pro, dacă mergeți din 84 până în 2004, timp de 20 de ani, nu vedem nici măcar un fir, un grăunte de nisip așezat la gura de vărsare. Și din 2024 începe să crească o mică insulă care explodează în 2014 și devine o peninsulă și parte din teritoriu. Haideți să le spunem celor de acasă ce era Băstroie, domnule Berceanu. Era un curs de apă natural, un firicel, canal. un canal. Asupra căruia ucrainenii încă de pe vremea Uniunii Sovietice se uitau cu jind. Nu? Da, dar nu au dezvoltat în zona respectivă un port din cauza adâncimii mici a canalului, cu toate că exista această posibilitate, era greu să te pui pe vremea sovieticilor cu crezul lor sau cum eram pe zona în perioada comunistă. Însă, sub presiunea momentului și a nevoii de a dezvoltarea unui port acolo, nu este dată de război, acum a devenit o necesitate și s-a accelerat procesul, dar este o viziune care a fost pe masa guvernului din Ucraina de cel puțin 15 ani, 20, dacă nu și mai înainte. Care sunt implicațiile concrete? Adică ar concura canalul nostru navigabil, Sulina, nu? Da. Și, practic, ar putea să ocolească zona de tranzit Sulina și ar putea să iasă pe mare pe canalul lor, cu nave de mare tonaj. Cu nave de mare tonaj, dar noi trebuie să ne uităm, de exemplu, ce înseamnă un trafic de nave de mare tonaj în zona respectivă. Că nu vorbim doar de urme lăsate în urma navelor. Explicați-ne, vă rog. Vorbim de deversări de substanțe periculoase, vorbim de deversări de deșeuri. Asta le vedem în largul portului Constanța. Vorbim de foarte multe lucruri care se aruncă, de exemplu, pleacă deșeuri din România sau pot pleca deșeuri din Ucraina, care figurează că ajung în alte porturi, în alte țări și, de fapt, la 60-70 de kilometri în largul coastei sunt aruncate peste bord. Foarte interesant, stați că vă întrerup. Manu, du-te, te rog, în sud, du-te pe zoom, pe hartă, că e foarte interesant să facem asta acum, mi-a venit o idee. Nu, du-te pe zoom, zoom in. Așa, și du-te în sud. Du-te în sud, așa. Acolo e partea românească. Nu, stai în zona aia de delta. Acolo e partea românească. Vedeți, peninsula aia e creată natural. Aia unde ești tu cu... Nu mă, stai ca să vedem cum am văzut. Așa. Fâșia aia de nisip e creată în mod natural de Dunăre, de cursul apei. E la nord, unde ieșea pe Băstroie, care e infinit mai mic, mai subțirel, mai firav. Uitați-vă cât de pronunțate sunt dunele acelea. Deci asta ne spune că... Mai mult de jumătate de aluviune din aluviune, cantitatea totală pe care le aruncă în momentul de față Dunărea, probabil,
zboară de pe acest canal. Nu, da, cum să fie aluviuni naturale. Prin săpare s-au adunat aceste aluviuni. Bun. Și pericolul este cu atât mai profund, spuneți, pentru că o navă, un cargo de zeci de mii de tone, vine și deversează necontrolat acele substanțe, le aruncă nu știm unde, nu? Da. Pentru că în România nu are nici... Noi nu avem politici de mediu în sensul ăsta, cu atât mai puțin cei din Ucraina care nu sunt... Mai sunt și specialiști care spun că vom avea, de exemplu, o schimbare a migrațiilor speciilor de pești, în mod special, care cumva sunt păcăliți de adâncimea acestui canal, care se oprește cumva, că nu va avea aceeași adâncime și pe cursul, pe partea superioară. Și vom avea o degradare a biodiversității pronunțată. Asta e o parte. A doua, faptul că va seca cumva, românii spun că, sau ucranienii spun că nu vor fi implicați vis-a-vis de nivelul apei. Uh-huh. Dar toată lumea știe, în momentul în care te-ai dus pe un râu și faci săpături cu balastiere, a scăzut apa în puțuri. Uh-huh. Pur și simplu, pânza freatică coboară foarte mult. Aici e o zonă sensibilă. Dacă a scăzut pânza freatică cu doar un metru, toată zona aia devine aridă, devine sub soarele respectiv, aluviunile sunt ca beton. Le spargi pur și simplu cu ciocanul. Nu mai sunt apte să susțină viața. Bun, aici au apărut diversi specialiști, domnul Berceanu, care ne-a zis că nu e nicio problemă, că pe principiu vaselor comunicante, un vas îl umple pe celălalt și tot așa. Și care e problema, de fapt? Că dacă au săpat mai mult, o să curgă apă, se umple, se echilibrează situația și aia e. Nu coboară nicio pânză freatică, nu are nimeni. Ce pădure de la Letea? Eu îi rog să meargă în teren, atât tot. Și să verifice în această vară, sau chiar și acum, în primăvara asta, ce se întâmplă acolo. Că e o primăvară secetoasă, totuși. Să meargă în teren și specialiștii noștri și specialiștilor să vadă efectele. Ca să tragem niște concluzii până în punctul acesta al discuției, domnule Berceanu. Ei au făcut ce au făcut în interesul lor. Da. 8 ani de zile, din 2014 până în debutul războiului, când nimeni nu i-a deranjat, deși România avea toate pârghiile să o facă. Da. Avea de partea ei Uniunea Europeană. Putea să intervină oricând și n-a făcut-o. Întrebarea e de ce? Ei bănuiesc de foarte multă incompetență. Am lucrat în instituțiile statului, la Garda de Mediu, nu sunt capabil să gestioneze niște imagini simple de pe Google Map. Nu vorbim de imagini furnizate de achiziția de drone. Am ulterior. Nu, imagini simple, accesibile unui copil de 12 ani. Mulți funcționari nu sunt capabili să gestioneze informația în electronic și să strângă informații din surse libere. Asta am înțeles, dar avem patrule, domnule Berceanu, avem poliție de frontieră, avem... Nu întocmesc rapoarte, n-au... Nu sunt competenți, nu au pregătire, nu s-a investit deloc în pregătirea lor. În momentul în care cineva deschide un subiect, îi se astupă gura... imediat, pentru că șefii vor o stare de calm, de liniște. Și atunci vă întreb, ce au făcut ucrainenii? E culpabil? Din punctul meu de vedere, da, este. Pentru că trebuia să aduci la cunoștință instituțiilor internaționale, nu e vărsarea Oltului în Dunăre, e vărsarea Dunării, un teritoriu vast, cu implicații la nivel internațional. Ori în momentul în care ai niște implicații la nivel internațional și tu mergi pe sub radar, da, pentru că ai niște vecini incapabili să gestioneze această problemă, este o culpă, e clar. De ce amână să ne permită măsurarea pe teren? Nu știu să vă răspund la această adică întrebare. Adică se tem de faptul că aflăm ceva ce... Nu putem să aflăm mari noutăți, pentru că noutățile sunt date de imagine satelitare, în orice moment putem să aflăm adâncimea. Ar putea să ne ghideze prost prin anumite zone pe care ei le-ar putea mapa, astfel încât apele să pară mai puțin adânci și să zică, iată, n-am săpat? Nu. Eu dacă aș fi fost... Guvernul României, da, cu toate instituțiile specializate, aș fi trimis o barcă cu doi pescari și un sonar și ne făcea o hartă în două zile extrem de precisă. Păi și ar fi ieșit președintele Iohannis și ar fi zis că nu să lăsăm specialiștii, că ăștia nu sunt specialiști, că au făcut reporteri treaba asta, domnule Berceanu. S-au dus reporteri acolo cu doi pescari, cum ziceți dumneavoastră, da, cu sonarul și au zis, iată adâncimile. Da, da. E atât de simplu. Nu e operație pe creier, nu lansăm rachete... Exact. Premarte. Și noi, ca turiști, dacă mâine mergem să pescuim cu un sonar acolo, putem să spunem guvernului României care sunt adâncimile. Ce mai e de făcut de acum înainte, domnule Berceanu? Adică, cum ați vedea dumneavoastră, tehnic vorbind, cum ar putea România să-și mai apere interesul național în raport cu niște vecini care, bun, sunt invadați, suferă enorm, mor oameni, copii, etc., dar una e alta, e alta până la urmă. Da, iarăși, trebuia să fim proactivi. Și când spun proactiv, trebuia să ne gândim că
o capacitate precum Constanța ar fi putut să preia din exporturile de grâne din Ucraina de mulți ani de zile, nu astăzi. Noi avem suprafețe enorme în zona Constanța care stau ca depozite de fier vechi, pur și simplu, acele căi ferate pe care nu le utiliza nimeni, infrastructura. Noi trebuia să fi făcut pașii ăștia cu mulți ani în urmă, pentru că ne aducea un profit și începeam să contăm pe piață și să cumva să jonglăm cu prețurile pieței, nu să ne trezim acum că, de exemplu, partea asta de grâne din Ucraina, de cereale, au creat distorsiuni majore în piața românească și au căzut prețurile astfel încât mulți agronomii dau faliment, multe ferme. Deci noi trebuia să fim proactivi și în felul ăla ne apăram și infrastructura, o făceam și vandabilă cu profit pentru România, aveam poate și o piață mult mai puternică în România, pentru că dacă aduci grânele din Ucraina și le procesezi în România, venitul tău crește mult mai mult decât cel generat din vânzarea brută a cerealelor. Da. Noi trebuia să facem asta. Aveam un producător foarte mare la nord de noi, cu o cale de acces facilă până în România. Trebuia să devenim procesatori, să punem produse finite pe masă și să le exportăm în Uniunea Europeană. Asta poate și-ar fi dorit și Ucraina, însă noi n-am fost în stare. Da, întrebarea e, domnule Berceanu, că acolo, ca să înțeleagă și cei care ne privesc, acolo e brațul Chilia, da, care la un moment dat se intersectează cu această porțiune Băstroie, care Băstroie e practic o continuitate a Chiliei care se varsă în mare. Ei astăzi când vorbim pe Chilia au câteva porturi, Ismail și mai sunt, da? De mici dimensiuni. De mici dimensiuni. Da. Dar în anunțul acela pe care l-a făcut ministrul dezvoltării de acolo, cu surle și trâmbițe pe Twitter și în care anunțau acel raport, e că gata, în baza lucrărilor efectuate de, nu știu, mâine, poi mâine, într-o lună, două, trei, putem începe să dezvoltăm infrastructura portuară de pe Chilia. Deci cumva și făceau și acea solicitare către Comisia Europeană de integrare în coridorul european al brațului. Ceea ce ne arată că ei au niște planuri step by step, niște, se țin de ele. Da. În 5-10 ani, dacă ei își duc planurile nestingheriți mai departe, în termeni economici, pentru România, ce ar reprezenta ceea ce fac ei? Adică ei fac o alternativă la canalul Sulina? Da, categoric asta se va transforma, o alternativă a canalului Sulina de transport marfă, pe care sub presiune, la un moment dat, poate o vor integra în sistemul european de transport, dar noi am pierdut foarte mulți bani și oportunități. Asta e problema. Și vorbim de miliarde pe care le-am pierdut. Adică? Păi, dacă am fi dezvoltat noi aceste oportunități de transport pe Constanța și Sulina, banii aceștia aveau generau un profit pentru România, pentru industria din România. De asta povestesc că am pierdut o oportunitate majoră și dacă acum tu reușești, ai fi reușit să transporti cerealele, să le exporți prin portul Constanța, de exemplu, portul respectiv ar fi devenit un hub pentru cereale la nivel regional și nu vorbim de Europa, vorbim de Asia, vorbim de Africa de Nord, sigur, țările care ar fi avut nevoie. În momentul în care ai un astfel de hub, alte țări vin și investesc în hub-ul respectiv, în zona respectivă și dezvoltă, pentru că au nevoie poate de a procesa cereale respective, de a da un boom economiei locale. Asta am pierdut noi. Însă nu e prima oară când se întâmplă așa ceva. Da, cu siguranță. Și întrebarea e, mai poate face ceva statul român să blocheze? Înțeleg că dacă lucrurile s-au terminat, asta e realitatea din teren. Dar cumva natura lucrează în favoarea României și dacă oamenii nu s-ar mai atinge de aceeași zonă, aluviunile în timp ar regla cumva situația. Și să fim și realiști. Cum poți bloca acele lucrări sau acel trafic până la urmă? Că traficul contează în momentul de față. Poți să o faci doar dacă oferi o alternativă mai bună, la un cost mai mic, pentru că în momentul de față ce se întâmplă acolo nu oferă perspectiva unei dezvoltări foarte puternice pe transport. Încă nu am ajuns în punctul ăla. Dacă oferi o alternativă foarte bună pe Sulina și Constanța în momentul respectiv, nu mai este viabil economic să intervină în zona respectivă. Adică noi putem să le închidem inițiativa apăsând foarte tare pedala noastră de dezvoltare, da? Exact. Adică să devenim noi mult mai competitivi decât ei. Dacă faci trasabilitatea banilor, follow the money, întotdeauna
s-ar putea să termine războiul peste o lună sau două și atunci intervine piața liberă. Da, nu? Corect. Fără presiunea aceasta. Și atunci facilitatea din Constanța sau Sulina ar putea să fie atât de prețioasă încât să anuleze investițiile de acolo. Da. Și să ne gândim și în altă perspectivă. Reconstrucția Ucrainei și porturile care ar deservi încă bune, folosibile din Constanța, Sulina, pentru a aduce materiale de construcții și alte echipamente de care au nevoie. Exact. Ucraina în dezvoltarea pe următorii 5, 6, 10 ani. Deci am putea cumva boostul ăsta să-l ducem la noi și să avem un... Să nu-l punem lor în brațe, da. Noi nu suntem în stare din momentul de față să facem asta. Din păcate. Cine știe. Ei au zis că au stopat orice lucrare, ucrainenii, din momentul în care au intervenit acest dialog bilateral, trilateral, dacă e să băgăm și Comisia Europeană în povestea asta. Să-i credem? Eu n-aș merge pe a avea încredere și nici pe foarte mult pe documente scrise, ci pe nevoia lor de a folosi acele zone pentru investiții și pentru transport. Iar nevoia lor este colosală. Nu pentru mâine, ci pentru următorii 10 ani. Uh-huh. Deci n-aș băga mâna în foc pe niște vorbe aruncate doar în mass media. Câțiva oficiali de acolo, pe plan local sau pe plan regional, au încercat să expedieze subiectul atunci când au fost chestionați de presa din România, în ideea în care, haide domnule, e război și credeți că nouă ne arde să săpăm, să dragăm Dunărea? Nu e chiar o scuză perfectă faptul că e război și nimeni nu s-ar fi gândit că ei sapă acolo de zor? Eu cred că au făcut-o deja. Am înțeles. Eu încerc să vă confrunt cu toate. Doar că se folosesc de momentul ăsta, se folosesc de acest moment pentru a aduce ceea ce deja s-a întâmplat la lumină și a da drumul transportului. Adică în sfârșit au găsit un cadru, să-i spunem, acceptabil, în care pot să-și asume public acele lucrări. Băi, e război, am făcut asta, da. Hai la revedere, da. Lăsați-ne în pace. Da. Ele au fost făcute împotriva legislației europene și acum e momentul și scuza cu scuzele de rigoare, acum e momentul în care să pulseze pe acest subiect, să-l scoată la lumină și să-l facă, să-l legifereze cumva. Cum îmbrățișați dumneavoastră argumentul că dacă vorbim public despre această problematică, facem propagandă rusă? În primul rând, era interesul nostru și este interesul nostru să vorbim de orice subiect care are amprenta asupra societății românești și europene. Faptul că noi ținem niște subiecte la buzunarul din spate și le scoatem doar atunci în momentul în care avem un câștig iminent pentru o anumită zonă politică, da, sau pentru niște oameni de afaceri, ne definește ca și comportament undeva mai spre Rusia, adânc, spre Rusia sau spre țările alea unde există tiranie. Și asta mă sperie pentru că politicienii noștri n-au deschidere să vadă oportunitățile care se ascund în spatele acestor subiecte și le folosesc doar pentru uzi intern în partid sau pentru buzunarul lor. Am înțeles. Și cu asta vreau să închidem, că mai avem alte teme pe care le-am agreat spre discuție. România a dat, dacă știți, dacă aveți ceva mai multe informații, pentru că, vedeți dumneavoastră, din nefericire, domnule Berceanu, presa operează cu foarte multe scenarii în această perioadă, pentru că nu avem parte de o comunicare oficială. Mai n-a avut o conferință de presă, Ministerul Transporturilor a dat ce informații a avut, mediul la fel se ascunde. Și noi stăm și punem cap la cap ce informații avem, cu ce reușim să obținem. Facem speculații de multe ori. Din păcate speculăm că nu avem informație oficială și informație oficială obiectivă. Ni s-a spus că noi am dat un acord scris sau poate completat și verbal pe undeva prin vară, dat fiind contextul de război, le-am dat dreptul să tranziteze acea zonă, să se ajute de acel canal pentru nevoile lor punctuale. Dumneavoastră, ce știți despre acel document? E un cadru care excede până acum ce s-a vehiculat public? Le-am dat cumva... Se pot agăța de acel document ca argument pentru lucrările făcute? Și a făcut România un deserviciu prin acel acord? În primul rând, vorbim de un patrimoniu UNESCO. Asta este particularitatea zonei. Este un patrimoniu UNESCO. Și noi, România, nu dictăm pe patrimoniu UNESCO. Ne bucurăm, de exemplu, de un patrimoniu UNESCO în altă parte a lumii. Dar și cei din altă parte a lumii se bucură de acest patrimoniu pe care îl avem pe teritoriul României. Și atunci când dăm noi o foicică de la minister în urma unor presiuni sau unor înțelegeri cu ușile închise, valorează zero
la nivel internațional și încalcă probabil și legislația internațională, pentru că acest acord trebuie să fie guvernat de legislația internațională și este guvernat de legislația internațională. Degeaba venim noi cu ceva pe masă când nu se încadrează în legislația mare care conservă patrimoniul. Păi bun, atunci mi-aș dedicat la fileu, ce să zic. De ce observăm sau de ce constatăm tăcerea asta a organismelor internaționale? Adică de ce n-am avut reacții în cascadă raportat la situația din teren? De ce UNESCO nu a reacționat? De ce Comisia Europeană nu a fost ceva mai categorică? Toată lumea și-a pasat cumva responsabilitatea. Există o culpă comună, lucrările fiind făcute. Că la fel cum noi acuzăm politicienii din România și politicienii din afara României, dar la nivel european, pot fi acuzați de aceleași aspecte. De ce nu au fost proactivi? De ce n-au intervenit până acum? Este o culpă comună, într-adevăr. Dar noi, față de ceilalți, am avut și avem niște pierderi. Unele de biodiversitate, de dezvoltare locală și pierderi financiare. Dacă ne uităm follow the money, am avut și vom avea pierderi. Trebuia să fim mult mai deștepți, ori noi n-am fost. Da, foarte trist. Cum credeți că se va termina acest diferend? Păi, eu cred că va deveni un canal navigabil, că vrem sau că nu vrem, pentru simplu fapt că Ucraina s-ar putea să nu se supună legislației internaționale fix în acest caz și să facă după voia ei și după nevoile pe care le are. Și nu poate să mai zică nimeni nimic că e război. Noi am fi trebuit să jucăm mult mai bine cartea asta, pentru că în cadrul războiului avem un cuvânt de spus. Noi suntem vecinii care îi ajutăm. Și ajutăm și o mare parte a populației, milioane de oameni care au tradus. Eu mă bucur că am avut ideea asta de a vă invita, pentru că știți, s-ar fi spus așa, dacă aș fi chemat un PSD-ist, ar fi zis, da mă bine, au un interes electoral normal, sunt, uite, e transporturile sunt la ei, au un interes să puncteze. Dacă aș fi chemat un liberal, ar fi zis, bine mă, da, uite, noi suntem la guvernare cu Iohannis, să ajutăm, suntem... Mă bucur că am chemat pe cineva din opoziție care vede lucrurile și le poate comunica. Mă consider neutru în subiectul sau, ăsta. Bun, neutru. Cetățeanul berceanu care a trecut prin furcile statului și înțelege cum funcționează din interior mecanismele astea. Deci, cu părere de rău, putem să concluzionăm că România a ieșuat încă o dată în așa părea interesul național. Da. Pașii pe care putem face este să dezvoltăm industrial foarte, foarte bine zona de transport și de încărcare a cerealelor și cumva să luăm spuma, crema de deasupra și să obținem niște profituri care pot fi reinvestite în România. Dar știrea tulburătoare care cred eu că se naște din dialogul cu dumneavoastră este că dumneavoastră, dacă ar fi să mizați pe o finalitate, ar fi pe faptul că acest canal se va face fie că vrem, fie că nu vrem, pentru că contextul e favorabil Ucrainei. Favorabil, mă rog, pe zona asta. Sau s-a făcut deja, cum ne arată imaginele satelitare. Deci, da, s-a făcut. Foarte trist. Asta este. Vedem. Măcar de acum înainte să monitorizăm situația de mediu, nu? Da, să fim o prezență în zonă. Noi nu reușim să fim o prezență la nivel de Est Europa, nu la nivel european, ci regional. Nu suntem o prezență. Suntem mai plați decât Bulgaria, suntem mai ștergi de pe masa negocierilor decât Ungaria, care nu au un avantaj prin Orban, Victor Orban. Am ajuns să fim elogiați mai puțin decât Republica Moldova în contextul războiului. Mi se spune că România face în liniște ce face și că face bine și că să nu punem la îndoială diplomația românească face în liniște pe ea de mult timp, din păcate. Doar că miroase. Din când în când. Da. Din ce în ce mai tare în ultima perioadă, dar bine că n-am zis-o eu, că iar era nenorocitul ăla de Cristache care avea ceva cu diplomația românească, cu Aurescu și cu Iohannis. Domnule Berceanu, haideți să încercăm să vorbim și despre politicile de mediu ale României, că ăsta e doar un exemplu, însă România este deficitară la foarte multe zone când vine vorba de problematica de mediu și punctual înțeleg că oricum a doua tranșă din PNRR e blocată tocmai din politici de mediu proaste, plan de decarbonizare neatins și așa mai departe. Sunt vreo 2-3, nu știu cât, 2-3 miliarde. Oricum am ajuns să jonglăm cu miliardele, fie că sunt, fie că nu sunt. Tot aia pare pentru politicienii români. Pe contextul poluării excesive în București, m-am urcat în avion, am coborât la Bruxelles, am intrat într-unul din birourile directorilor de la Bruxelles, cei care se ocupă, de exemplu, de calitatea aerului. Am întrebat ce putem face, că autoritățile nu se mișcă și suntem 3 milioane de oameni în jurul Bucureștiului și în București, care murim prematur. Murim cu 5, 6, 8 ani mai devreme. Sunt foarte mulți copii.
și mi-a explicat că nu suntem, istoric vorbind, nu suntem singurul caz și că lucrurile se vor îmbunătăți în momentul în care românii și cetățenii afectați vor avea un cuvânt de spus mult mai pregnant, mult mai puternic. Ce înseamnă cuvânt de să ieșim în stradă, să ne luăm de gât cu ei? Ce să facem? Asta a fost ceea ce ne-au spus. Vedeți, românul nu este în stradă pentru inflație, pentru pensii, pentru salarii, pentru mediu. Ce putem face noi așa? Este că vom sancționa România vis-a-vis de calitatea aerului, de exemplu. Și nu vor mai fi aceiași bani pe care îi va primi dacă nu face ceva România, dacă guvernul nu face vis-a-vis de acest aspect ceva. Asta a fost cazul poluării aerului în România și în mod special București-Ilfov. Deci cumva jaloanele astea, fiind neîndeplinite, vor atrage de la sine sancțiuni. Pe lângă sancțiunile tradiționale pe care, infringementul pe care îl dă Europa pe diferite probleme, banii din PNRR nu vor ajunge în România, parte dintre ei, din cauza acestor neîmpliniri. Credeți că nu vor, chiar vom rata acele miliarde din cauza problemelor de mediu? Da. Da, când deschizi Google-ul și începi să documentezi, domnule Berceanu, te iei cu mâinile de cap. Eu, ne fiind neapărat un specialist în probleme de mediu, îmi pasă că ce îi las lui fiul meu pe mai departe, ce fel de oraș, ce fel de țară, dar nu la modul militantist, că viața în România, slavă Domnului că există oameni ca dumneavoastră, adică care să-și dea tot focusul pe zona asta. Dar făcând documentarea pentru discuția asta, domnule, te iei cu mâinile de cap, de la ce boli și câți mor, câți copii se îmbolnăvesc, ce boli naște poluarea, până la cum arată orașele, centrele urbane din România, care, la fel, focare de toxine, cum arată statistica importurilor de gunoi într-o țară în care nu ai grob de gunoi. Te uiți că suntem țara unică la nivel mondial cu precedentul ăsta în care am decopertat un munte undeva prin Suceava și am făcut o groapă de gunoi în vârf de munte. Da. Și a trebuit să dăm banii folosiți pentru această groapă de gunoi făcută de fluturi înapoi Comisiei Europene. Nu mai vorbim de defrișări, nu mai vorbim de... La acea groapă nici măcar apa de ploaie nu o poate susține ca o piscină, pentru că pleacă masivul la vale. Exact. Când am ajuns prima oară acum câțiva ani acolo, într-o ce pasul Mestecăniști, ce era acolo, da. Da, când am ajuns... Am fost și eu acolo, e real. Am fost, știți de ce am fost? Eu m-am revoltat an la rândul pe proiectul ăla și am zis, bă, trebuie să mă duc, am vrut să mă duc să văd. E chiar un vârf de munte. Da. Stai, e groapa de gunoi și cum mai că sunt valea aia, vezi comunitățile, da. Deci tot ce plouă se duce în curțiune. Dezvoltate turistic. Da. Având bază zonă turistică, exact. Bucovina, astea, plaie cu flori. Am lucrat foarte mult și pe zona de păduri, mulți ani de zile, și chiar pe exploatări forestiere. De asta știu background-ul acestor afaceri. Și combaterea terorilor ilegale. Și în momentul în care am ajuns acolo, m-am dat jos cu Comisia de Anchetă a Parlamentului, primul lucru pe care l-am făcut a fost să trec de groapă, să sar gardul și să văd ce este sub, pentru că solul mi-a arătat că e foarte posibil să avem alunecări de teren acolo. Am avut astfel de accidente de muncă și știu cât costă sau știu ce consecințe dezastroase pot aduce. Și administratorii gropii au zis, domnul Berceanu, de ce vă duceți acolo? Să nu vă rupeți hainele cumva, să nu pățiți ceva. M-am dus după sub groapă și am văzut că terenul e foarte probabil să plece. Uitați, ăsta e pasul Mestecăniști. Terenul ăsta e foarte probabil să plece la vale în cazul în care avem și ploi torențiale și apa nu poate fi evacuată și avem și o cantitate de deșeuri. Și au recunoscut și asta, neoficial. În momentul în care au făcut analizele și au făcut studii geologice, erau niște izvoare subterane. Nu poți să amplasezi... Normal, că alea sapă. Da, nu poți să amplasezi un cazan enorm, foarte, foarte greu, de zeci de mii de milioane de tone și de sub să ai ca o patină, ca o bucată de slănină care poate aluneca oricând cu tot cazanul ăsta și unde se va duce peste localitatea din aval. Domnule Berceanu, cât de mare e corupția când vorbim de deșeuri, grob de gunoi, import de deșeuri și așa mai departe? În general, așa, pe ceea ce înseamnă mediu, în cazul cel mai optimist, din 100 de infracțiuni de mediu, este descoperită, analizată de instituțiile statului, una. Din 100 de dosare, avem 3 sau 4 oameni trimiși în pușcărie. Probabilitatea de a ajunge în pușcărie
e undeva la 1 la 10.000 când ai comis o infracțiune de mediu. Aproape. Sau 1 la 5.000, depinde de tipul de infracțiune pe care îl comiți. Dacă dai cu zarul, n-ai cum să ajungi în pușcărie. Poți să dai și șpagă și tot n-ai cum să ajungi în pușcărie. Pentru că în momentul de față nu avem, nu avem instituții care să probeze, să vină cu dovezi, să fie echipate cu instrumente cu care să vină să probeze în fața instanței și nici procurori și nici judecători specializați pe mediu. În momentul de față, infracționalitatea de mediu aduce mai mulți bani decât drogurile, decât business-ul ăsta de trafic de narcotice, aduce mai mulți bani decât prostituția. Asta e chiar foarte mult. Deci infracționalitatea de mediu spuneți că aduce mai mult decât... Da. Deșeuri, poluare și tăieri de păduri, infracțiunile astea acumulează, aduc profit de miliarde mai mult decât drogurile în România. De asta e atât de frecventă. De asta instituțiile statului nu s-au căznit să aducă mijloace tehnice personalului ca să meargă și procurori să meargă să... Da, marile tunuri în gunoaie și în problematica de poluare și așa mai departe sunt date de politicieni? Da. Adică încrengăturile duc în zona politică? Da, da. Legislația e făcută cu dedicație, domnule Berceanu? De cele mai multe ori, da. Pentru a deservi grupuri de interese care duc la politicieni? Da, da. Aia care sunt plezniți cu, cumva de lege sunt ori aia care n-au dat șpagă, ori aia care nu sunt... Care au trebuit, dați exemplu, da, la televizor. Nu sunt asimilați unei grupări de interese sau unui partid politic. Ce a fost cel mai strigător la acest lucru pe care l-ați spus? Câteva exemple. Vă rog. Un consilier a doi ministri ai mediului dezvoltă o groapă ilegală de deșeuri în Popeșle Ordeni, așa, la câteva sute de metri de granița cu Bucureștiul, pe suprafața UAT a primăriei Popeșle Ordeni, pe deasupra canalizării pentru trei sectoare, canalul care scoate apa pluvială și apa menajeră din București pentru sectoarele 5, 6 și 4. Așa. Acel canal se sucumbă la apa nova. Costurile sunt de milioane de euro pe care le suportăm noi pentru a rezolva acea problemă. Niciun comisar de mediu n-a mers la fața locului. Muntele de gunoi are 30 de metri înălțime. Este enorm, se vede de la distanță. 30 de metri e cât un bloc cu cât da, 80 etaje. Dar nu este doar un bloc, este un munte cu volume de milioane de metri cubi. Și consilierul ăsta a reușit să țină la distanță Garda de Mediu și cealaltă instituție ale statului, de la primul ministru, corpul de control, corpul de control al ministrului. Cine e domnul ăsta? Cum îl cheamă? Păi a fost consilier pentru ministrul Tablă de la, de la Iași. De la Iași și pentru domnul Fechet care l-a urmat. De la UDMR? Dar îl putem găsi foarte ușor. Am înțeles. No. Numai instituțiile nu-l găsesc. Da. Instituțiile l-au găsit în momentul în care am luat de mână comisarii de mediu și am mers cu ei pe teren, i-am pus să ia probe, să le duc în laborator și să înceapă un demers de investigație și să facă o plângere penală. Mai avem depozite similare. Cât a stat? La 6 luni, nu? Da. A încercat vreodată să vină cineva cu șpagă la dumneavoastră? Sau să insinueze că hai că un pic dacă putem să ne înțelegem? În mod direct nu, pentru că din prima zi am spus că în jurul meu vor fi microfoane și eu voi fi primul care va semnala DNA-ul în astfel de demers. Și am curajat... I-ați instruit pe ea din garda de pe care i-ați găsit pe acolo, directora? Și... Da, am chemat, de exemplu, am chemat oameni din instituțiile statului mai puțin vizibile, care se ocupă de corupție. Așa. La masă, astfel încât să mă ajute să gestionez corupția în rândul comisarilor de mediu și altor... Și cum v-au ajutat? Nu a prea apucat să mă ajute că am fost schimbat, dar interesant a fost reacția. Așa. Deci oamenii stăteau, se uitau unii la alții, erau șefi de instituții care aveau în dotare toată tehnica pentru a urmări infracțiuni și cumva corupție la nivelul funcționarilor. Și a zis, domnul Berceanu, ne scuzați, Buvnearesu, sunteți primul șef de instituție din România care ne cheamă de bunăvoie să colaborăm. Deci eram primul om, asta m-a șocat. Dar ce au făcut ceilalți ani de zile? Asta e întrebat pe care mi-o pun ca cetățean. Bune, dar de ani de zile ne spun cei care se succed la Ministerul Mediului că o să cumpărăm și noi drone, domnule Berceanu, că o să cumpărăm tot felul de aparate de monitorizare, că o să-i pândim din aer, din sol, din...
și niciodată nu le luăm, niciodată nu facem nimic, totul e în plan teoretic. De ce? Și întrebat mai la obiect, pentru că ne uităm la trendul european, politicile europene sunt cum sunt. Ce au asumat planul ăsta verde? Că atât a putut Europa. E bine, e rău, da. Nu știu. Vor consemna generațiile viitoare. Până la România, până una alta, e tot în Europa. De ce nu ne aliniem odată? De ce riscăm banii ăștia? De ce riscăm proceduri de infringement? Trebuie să ne uităm și conștient și subconștient la nivelul populației. De pe timpul Ceaușescu, românul se lăuda că mai fură o șaibă din fabrică, că trăiește cu ceva ce produce pe lângă ilegal. Ilegalitatea asta, infracționalitatea, furăciunea a devenit un status quo, un element în subconștientul colectiv. Și de asta noi suntem în stare în 2020 sau și în anii trecuți și probabil și în 2024 să votăm oameni pentru care știm clar că sunt infractori, că fură. Da, e o problemă și cu cetățeanul român, domnule, dincolo de clasa politică. Da, e și lipsa educației cetățeanului român și lipsa de respect pe care o cultivă, dacă vreți, familia pentru mediu. Deci trebuie să scoatem din comportamentul nostru toleranța față de furt. Primul lucru, pentru că asta ne duce în poziția... Nu, dar eu băteam în altă direcție. E o problemă și de educație, dacă vreți, faptul că... Nu știu, poate că nu e foarte pregnantă amprenta asta a relației cu mediul. Bă, nu mai arunca pe jos, nu mai... E o problemă de civilizație foarte mare. Uh-huh. Și nu e o problemă că nu s-ar putea rezolva, pentru că românul care pleacă în vest, mâine, se adaptează, pentru că altfel se uită la ceas, dacă aruncă acum și mâine ridică ea gunoiul, dau 2000 de euro amendă. Instant, cu o viteză fantastică se adaptează. Deci nu e o problemă de adaptare. Uh-huh. Și să revenim la oile noastre. Cum punem lucrurile mai mult cu fundul în sus, dacă îmi permiteți? Cumpărăm drone. Dronele astea nu sunt niște drone de 1000 de euro care se ridică, dau niște imagini și le folosiți dumneavoastră sau eu sau oricine altcineva. Sunt drone care trec de 200.000 de euro bucata. Oho. Nu sunt drone acelea, sunt niște mici avioane care zboară. Ca să conduci un astfel de un Ferrari în aer, că e la un preț de Ferrari, trebuie să fii un foarte bun pilot. Nu neapărat pentru că ai duce drona într-o zonă și nu ți-ar oferi date, nu ți-ar colecta datele de care ai nevoie. În primul rând, s-ar putea să duci drona într-o zonă să nu o conduci bine, să nu o pilotezi bine, să o duci într-o zonă populată, să ai incidente cu traume mari. În primul rând, s-ar putea să nu scoți datele de care ai nevoie. Ai nevoie de un soft de modelare, de interpretare. Am imaginile și drona măsoară că am niște emisii de hidrogen sulfurat în zona gropii de gunoi. Uh-huh. Știu că sunt acolo, dar îmi trebuie un soft de modelare care să-mi coreleze aceste imagini cu locul de unde îmi pleacă și unde sunt făcute măsurătorile. Drona nu stă așa, ea zboară. Sigur. Tot softul ăsta de modelare, toată pregătirea piloților din garda de mediu, toți pașii ăștia nu s-au făcut. Cum integrezi tu imagine și datele pentru cealaltă instituție ale statului? Pentru că la infracțiunile de mediu întotdeauna sunt asimilate și infracțiuni economice. Uh-huh, uh-huh. În majoritatea cazurilor, cu cifre foarte mari, v-am spus mai devreme. Asta trebuie să producă probe în instanță. De aici trebuie să-și ia probe Ministerul de Interne, Poliția Română, Poliția de Frontieră, Serviciul Român de Informații și ANAF-ul, de exemplu. Nu? Toate instituțiile astea trebuie să fie corelate, legate într-o bază de date comună pe care să o acceseze și să meargă să investigheze mai departe. Ori această bază de date nu există. Prima oară când am venit la Garda de Mediu, am vrut să văd care este conexiunea Gărzii de Mediu cu cealaltă instituții care ne-ar ajuta. Și nu exista. Am făcut aceste demersuri, am strâns oameni de la transport, de la... Până, noi astăzi ați făcut o greșeală, Constant, v-ați luat jobul în serios. Da, am mers chiar mai departe, dincolo de granița României. În momentul în care am avut trafic ilegal de deșeuri, am consemnat asta către garda de mediu, instituțiile din Turcia, de exemplu, unde aș fi ajuns aceste deșeuri. Și cumva am primit o talpă în față, domne, trebuia să faci asta prin Ministerul de Externe al României, că avem diplomați. Domne, dar mie acum îmi pleacă deșeurile alea, cum se produce infracțiunea? Mie îmi vine la Ministerul de Externe cu răspuns peste un an. Dar peste un an, firma respectivă a făcut profit deja 50-100 de milioane de euro din trafic ilegal de deșeuri. Ori nu există fluidizarea. Câte tone trec prin țară anual, domnule Berceanu? Câte mii de tone de deșeuri ilegal trec prin țara asta?
Și multe rămân aici și sunt gropate în terenul fertil? Da, România e folosită ca un pivot pentru afaceri ilegale de deșeuri. De ce? Odată, până în 2018, de fapt, Europa a exportat foarte multe deșeuri, 85% din cantitate pe care ea o spunea că sunt într-un circuit economic reciclabile, de fapt mergea spre Asia, spre Africa, unde erau depozitate, aruncate, și vedem mormane imense de gunoaie. Asia a zis nu, China a zis nu, și atunci s-au reorientat. Și care sunt țările de proximitate unde poți să duci aceste deșeuri? România. Teoretic nu poți. Teoretic, în baza legislației europene care se aplică în toată Europa. Și cum de ajunge, domnule Berceanu? Pentru că, la fel cum treci în România cu 300 de euro un tir și declar doar jumătate din marfă, așa fac și cu deșeurile. Eu am găsit de mult, am găsit când până la granița cu România tirurile erau încărcate cu deșeuri și în graniță actele se transformă în produse second hand, îmbrăcăminte second hand, televizoare second hand. Oricând descarci acolo și descărcam aceste containere, ecranele televizoarele erau sparte. Aveam doar un pantof dintr-o pereche de pantofi, o jumătate de blug. Adică era o iluzie că mai poți să comercializezi ceva de ce era acolo. Categorii. Erau clar deșeuri. Ce să mai... Trebuie să iau un sistem de urmărire exact cum e la lemne. Sistem de urmărire al deșeului. Exact. Și cum se îngroapă, domnule, tone, mii de tone fără ca lumea să nu vadă, fără ca să nu se facă sesizări? Cum e rețeaua asta atât de bine structurată? Păi, odată ce decidentul politic își numește șeful gărzii de mediu, își numește șeful gărzii de mediu la nivel de județ, numește șeful poliției, numește șeful Agenției pentru Protecția Mediului, numește până și doamna care face curățenie în instituțiile respective sau doamnele alea, tot așa pe criterii politice, atunci pur și simplu statul a clacat, s-a blocat, instituțiile nu mai funcționează. Demersul de acum de câteva zile de la Comănești, județul Bacău, un consilier local sesizează că trei școli sunt demolate pe fonduri PNRR, refăcute, dar molozul este aruncat undeva într-o vale. Vine Garda de Mediu și nu are nicio problemă. Dispare un deal de acolo și Garda de Mediu nu are nicio problemă. Și de-abia după ce a intervenit mass media, pentru că mass media de fapt a fost factorul decizional în momentul ăsta. Catalizatorul, da. Da? Atunci prefectul s-a autosesizat că pot fi niște alunecări de teren și se termine. Ce ar trebui să facă rapid? Ministru? Ce ar trebui să facă rapid, pentru că suntem deja pe depășire, știu că am agreat formula asta, cu siguranță o să ne mai vedem. Ce ar trebui să facă rapid România pentru a-și pune legislația în acord cu necesitățile și pentru a o face eficientă? Cum e putem ieși din blocajul ăsta de care vorbeați? Relativ simplu, asta e partea bună. Să meargă respectivii inspectori și împreună cu alți lucrători în teren. Noi nu avem oameni din instituție statului care să meargă în teren și populația să facă presiune. Doar la presiunea populației se pot schimba lucrurile. Și să avem niște sisteme, de exemplu la deșeuri, care să urmărească. De ce? Pentru că mâine intrăm în Schengen și nimeni nu va mai controla acele mii de autocamioane care intră cu deșeuri și le varsă în România. Asta e partea nevăzută a problematicii Schengen. Faptul exact. Că chiar vom ajunge groapa de gunoi pentru că nimeni nu va de mai facto, verifica... De facto, asta vom fi cea mai mare țintă pentru gunoiul din Europa. Și asta se va întâmpla fără numai cum să-i prinzi. Au intrat, au descărcat, au plecat. Nu mai e filtre, da. Da. Pe de altă parte, dacă am avea un sistem de urmărire al deșeurilor, orice om ar putea să verifice... Adică o trasabilitate ca la masa lemnoasă, exact, spuneți. Exact, orice om ar putea să verifice, să dea un telefon, să solicite 112 pentru a interveni în zona respectivă. Și digitalizarea gărzii de mediu care să se conecteze cu cealaltă instituții. Aceeași infracțiuni se repetă cu aceiași autori în diferite județe ale țării și nimeni nu știe. Ajungem să avem un autor cu 40 de infracțiuni identice în 40 de județe ale țării. Incredibil. Nimeni nu va afla și nu vor fi comasate într-un dosar. Asta se întâmplă în România. Avem nevoie de digitalizare. Mm. Suntem la dosarul cu șină în aceste instituții ale statului. Și vă dau un alt exemplu. Rabla, care strânge mii de mașini, dezmembrează 1000 de mașini SH în România și nu știm ce se întâmplă cu resturile din dezmembrări. Le găsim în jurul Bucureștiului sau în jurul cealaltă orașe. Fumurile acelea pe care le vedem la marginea Bucureștiului sunt majoritar provenite din cabluri și din dezmembrări auto. Deci nici măcar într-un program al statului nu avem o trasabilitate a deșeurilor. Mm-hmm. Ce se întâmplă cu deșeurile a 1000 de mașini dezmembrate zilnic în România sau 1000 de mașini aduse SH în fiecare zi în România? Nimeni nu știe. Da. Da, incredibil. Da.
Deci ăsta e marele pericol, odată cu intrarea în Schengen, chiar se va pune Batista pe țambal pe povestea asta cu gunoiul. Vom deveni principalul tomberon al Europei, o spun cu mâna pe inimă, vom fi ținta predilectă pentru depozitările legale de deșeuri. Vă mulțumesc că aș mai fi avut câteva chestiuni de discutat, dar lăsăm pe data viitoare, domnule Berceanu. Vă mulțumesc că ați venit și că ne-ați oferit explicațiile cu pricina și în cazul de față și în cazul Bustre, care mi se par foarte importante în context. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Meditați la ce ați auzit și până la urmă, nu știu, dacă sesizați, dacă vedeți, dacă chiar aveți în obicei unele lucruri, poate că e cazul să schimbăm. 1-1-2, dar și în fiecare dintre noi, poate că dacă schimbăm abordarea în relația cu mediul, se întâmplă ceva notabil în jurul nostru. Vă mulțumesc, pe data viitoare!